Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni. Astăzi e luni, începem o nouă serie a emisiunii Agricultura la Raport. O temă de 1 aprilie. Nu e o temă, nu vă păcălim, nu vă speriați, însă subiectul e unul care ar trebui să vă pună pe gânduri, ar trebui să vă sperie de-a dreptul. Discutăm despre liberalizarea pieței funciare în România. Nu începând de astăzi, ci începând din 2014. Ce înseamnă acest lucru? Care vor fi efectele asupra României, asupra proprietății în România? Vom încerca să ne clarificăm în această seară. Avem în prima parte a emisiunii doi invitați, Claudiu Pădureanu, jurnalist, și domnul Iosif Pop, analist economic. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara. Domnule Pop, România, o țară de vânzare din 2014, o țară de vânzare la liber, scoasă la mezat. Dacă țări din jurul nostru, precum Ungaria, Lituania, țări din Uniunea Europeană, au luat măsuri chiar după trecerea celor 7 ani negociați în tratatul de aderare pentru a-și conserva, să spunem, teritoriul, iată, România nu a prevăzut o lărgire a acestui interval. Conform tratatului de aderare, România e de vânzare începând de anul viitor. Orice cetățean străin din Uniunea Europeană poate să vină să cumpere proprietăți, terenuri, în nume propriu în România. E un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze? Pe România, în forma în care dumneavoastră spuneți că e de vânzare sau are proprietăți, terenuri în principal de vânzare, asta e valabil odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Doar atât că nu se adresa persoanelor fizice, ci libertatea se adresa oricărei companii, indiferent cu ce capital și de unde venea, dacă e înregistrată în România. Adică dacă e societate comercială românească, poate să dețină proprietăți. Și acum statisticile ne spun că peste 25% dintre păduri sunt în proprietate străină, peste nu știu câte la sută din terenurile din Bana, din zona cea mai fertilă. Cam 10% din terenurile sunt românești agricole sunt proprietatea străină și că o bună parte din terenuri sunt fărâmițate, ultra-fărâmițate. Ce să-mi spun decât că dacă România nu are o strategie și n-a avut nici când o strategie de protejare a proprietății funciare și nu numai, nu are nici în viitorul apropiat, în schimb, cei care caută piață, cei care caută pământ bun pentru producții și pentru a-și desface produsele, au o strategie. Și strategia asta s-a făcut de cele mai multe ori cu ajutorul nostru, pentru că nu au decis alții, ci noi am decis, cred că era anul 90, imediat după Revoluție, să dăm proprietățile înapoi. Și le-am dat. Și nu numai că le-am dat, dar le-am fărâmițat la maximum cât se pot fărâmița la nivel de iugăr și așa, fărâmițate le-am restituit. Fie că s-au produs într-o zonă de pădure sau într-o zonă de pășune, fiecare cu icul lui. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, noi am decis apoi că dacă le-am dat înapoi, să încercăm să-i facem pe oameni să nu le mai muncească. Și am reușit să-i facem pe oameni să nu le mai muncească. Cum adică? Cum am reușit? Păi, ce am făcut? Și cum ne-am dat concursul? În multe feluri, dar sigur, i-am salvat de taxe. Socotind că dacă nu au taxe, nu o să mai simtă povara proprietății. La țăran asta se contorizează foarte tare. Dacă ai o taxă, trebuie să produci, să ți-o scoți. Pe urmă i-am lăsat fără unelte. Pe urmă i-am lăsat fără finanțare. Și apoi i-am lăsat și fără vârstă. Și majoritatea astăzi sunt în vârstă și neputincioși, fără unelte, fără speranță de viață și ca atare doar cu dorința că dade a venit vremea când să-și facă postata de pământ lucrată. Dar asta e în vis doar. Și aici, sigur că sunt câteva excepții care mă contrazic. Un număr restrâns de fermieri care s-au lansat la vremuri trecute să cumpere pământuri și au reușit astăzi
cred că am văzut vreo 50 de fermieri așezați în România, cam atât știu eu să număr. Și mulți fermieri străini care au intrat în România pe calea acestor companii pe care și le-au înființat. Am făcut mult loc produselor străine să intre în țară, lăsând taxele la vamă foarte jos sau zero. Am încurajat evaziunea vamală ca să poată să intre cu prețuri joase să concureze produsele românești. Am adus marfă proastă, de proastă calitate, care astăzi începe să ne fie silă de ea. Și cred că pentru introducere am făcut destule remarci amare ca să înțelegeți că răspunsul meu nu este foarte încurajator în perspectiva apropiată. Pentru că nu avem nici acum o strategie de viitor. N-am avut-o de trecut, nu avem nici de viitor. Astea ne sunt puterile, ăștia ne sunt conducătorii. Totuși, Claudiu Pădurean, românii nu știu dacă au apucat să dobândească acel simț al proprietății. Au ieșit din sclavie, să zic așa, din iobăgie târziu, au fost împroprietăriți, a venit pe urmă un regim peste ei, i-a deposedat iarăși de ce aveau, acum a venit un alt regim, li s-a dat oamenilor înapoi și ei constată că nu știu cum să gestioneze proprietatea și preferă, în general, să o vândă. Da, aici... România e de vânzare în momentul ăsta. Cum comentezi lucrul ăsta? Vorbim de o tare istorică. Pentru că cred că problema cea mai mare a fost generată de comunism și de postcomunism. Să nu uităm că oamenii totuși aveau simțul proprietății, își iubeau pământul. Chiar și iobagii de odinioară aveau un atașament mai mare față de sesia pe care o lucrau și aveau dreptul să primească sesie de la nobil decât mulți dintre țăranii de astăzi. Problema este că structura sufletească a multor dintre țărani s-a pervertit atunci când au venit comuniștii, le-au luat pământul și oamenii au învățat că totul este al întregului popor și ei n-au dreptul decât să muncească, să ducă o viață de rob și așa au ajuns să nu mai iubească pământul, mulți dintre ei. Asta pornind de la un atașament extraordinar față de pământ, au fost oameni care au înnebunit, oameni care au luptat cu... arma în mână împotriva comunismului atunci când au venit securiștii. Eu știu cazuri foarte concrete din istorie, din șăuria de câmpie, oameni care au ajuns efectiv în spitale de boli psihice după ce și-au pierdut pământul. Deci, practic, exista un atașament, o investiție sufletească foarte mare în acest pământ, care era văzut mai mult decât un mijloc de producție. Să nu uităm că practic, ceea ce a însemnat pământul pentru oameni reprezenta o expresie a stării sociale, a integrării în comunitate. Practic, era un soi de legătură organică între țăran și sat. Ei bine, comunismul a destrămat această legătură și cei care au făcut legile funciare de după anul 1989 nu au reușit decât să adâncească bramburela, pentru că vorbim de niște legi foarte, foarte proaste, începând cu primele legi de restituire care au instaurat un adevărat haos în domeniul proprietății funciare și apoi continuând cu tot felul de tâmpenii care au fost făcute în acest domeniu. Să luăm un exemplu, legea 7/96. Până la intrarea în vigoare a legii 7/96, cel puțin în teritoriile de carte funciară, adică în Transilvania, Bucovina, Banat, cum era dobândită proprietatea. Oamenii făceau un act notarial, un scris autentic, să vorbim în limbaj juridic, și apoi exista o hotărâre a judecătorului delegat pe lângă cartea funciară, care efectiv lua o hotărâre judecătorească prin care înscria acel drept de proprietate în cartea funciară. Înscrierea în cartea funciară, sub controlul unui magistrat, unui magistrat independent, unui magistrat de carieră, făcea drept. Era o dovadă care nu putea să fie combătută decât cu dovezi de aceeași valoare sau, mă rog, prin cadrul unui proces penal putea să fie schimbat astfel de hotărâre. Toate lucrurile astea... Din 1996, asta vreau să spun că asta e foarte important, numai așa. De acum contează înscrisul autentic încheiat în fața unui notar și cunoaștem foarte multe cazuri în care notari, care nu sunt magistrați independenți,
au fost implicați în tot felul de mișmașuri. Deci, practic, cei care trebuiau să clarifice aceste situații le-au adâncit. De ce nu avem niște hărți topo actualizate? Acum, când tehnologia este foarte ieftină, măsurătorile se pot face cu GPS-ul. Și asta un motiv pentru care te duci și îți vinzi terenul și te duci la birt și îți băi banii, că mare lucru nu luai. Dacă stăm să socotim cât primește țăranul român astăzi pe un hectar de teren agricol, te apucă plânsul, râsul. Păi nu, câtă vreme nu ai o structură clară a proprietății, nu poți să faci investiții, nu poți să te asociezi. Nu cred că problema este că oamenii nu vor să muncească. Unu, au fost aceste situații de haos absolut și doi, statul nu a intervenit, deși avea suficiente instrumente. Să ne gândim la modelul francez unde există Crédit Agricole, banca agricolă, care oferă finanțare fermierilor și care, iată, oamenii reușesc să se descurce, reușesc să fie prosperi și reușesc să trăiască la un nivel pe care nu puteam califica de bunăstare. Vreau să dau câteva indicii despre structura solului din România. Avem o suprafață totală de 23,8 milioane hectare, din care suprafața agricolă sunt 14,7 milioane de hectare, respectiv 0,65 hectare pe locuitor. Suntem în primele 6 țări din Uniunea Europeană cu raportul ăsta, teren arabil, suprafața agricolă la locuitor. Din suprafața asta agricolă, cea arabilă e de 9,4 milioane hectare, iarăși stăm bine la raportul ăsta, 0,45 hectare, aproape jumătate de hectare pe cap de locuitor, locul 5 în Uniunea Europeană. Nu vă mai spun pășunile și fânețele, e restul de la ce vă spuneam, iar suprafața împădurită 6,4 milioane de hectare, din care, spunea și domnul Pobiosif, 25% zice-se a fost deja înstrăinată, inclusiv Universitatea Harvard a cumpărat printr-un fond de investiții vreo 300.000 de hectare în România. Ce-or fi având în cap, ce motive au să cumpere pădure în România, te tot miri, nu? Investiție adică excelentă. Sigur că nu ne mirăm, însă te iei de cap așa când vezi că statul nu are, nu știu, un drept de preemțiune la cumpărare, să spună, băi frate, lasă că cumpăr, eu nu trebuie să cumpere Universitatea Harvard în România, să se ocupe de altceva Universitatea Harvard eventual, să facă școli în România dacă își dorește. Iată, avem un raport nemaipomenit de avantajos, să spunem. Chiar în raport cu țări importante din Europa, ne s-o ducem prost. Mâncăm de afară, nu producem nici măcar cât trebuie să ne punem pe propria masă și atunci mă întreb, bun, coroborate toate elementele astea, că am fost sabotați, că n-am avut legi clare, că, nu știu, n-am fost încurajați. Dincolo de toate astea, unde-i hărnicia aia românului din care, nu știu, să vezi că își câștigă propria pâine măcar, domnule Pop? A fost, dar nu mai este, pentru că explicam mai degrabă. Omul a fost rupt de pământ, țăranul a fost mai degrabă adus în postura să devină hoț pe propriul lui pământ. Sau proletar al satelor. Mulți procedau așa pentru că spuneau așa, aveau și o explicație, și o explicație foarte logică. Putem să furăm, că furăm din al nostru. Adică nu producem, ci furăm. Și această treabă s-a perpetuat, de fapt e generalizată astăzi. Ideea că statul e al nostru și noi suntem stăpânii lui și el n-are limite, nu diferențiem, cred că mentalitatea aceasta s-a răspândit foarte repede. Pe de altă parte, faptul că nu poate să-și închidă un proces de producție printr-o vânzare și printr-o recuperare a investiției ca să-și poată relua același proces în anul următor e un impediment major. Și mental toți s-au restrâns la a-și produce strictul necesar pentru existența familiei. Și uneori nici atât, luând pe compensare pâinea, de la vecin. Domnule Pop, pâinea o cumpără omul de la magazinul din sat. Da? Da, mulți dintre ei. Odinioară te duceai de la oraș la țară și te întorceai cu sacoșele, cu portbagajul. Acum ai taman invers. E invers, da. Ăla de la țară își duce de la oraș tot ce-i trebuie. Și salamul, și uleiul, și toate celelalte. Lucrurile, iată, s-au inversat polii radical, adică drastic. Fiind factorul de vârstă, fiind decisiv, într-adevăr,
Și factorul de vârstă și o comoditate. Haideți au televizor acum la țară. Să nu uităm că am trecut telenovele. Prin Caritas, în care toți aveau atât de mulți bani încât spuneau, cum adică să mai lucrez eu când sunt bogat cu așteptarea care o să vină mâine cu sacul de bani? Iată mecanisme care pervertesc spiritul de muncă, responsabilitatea morală față de pământ, față de strămoși și în plus chiar legătura asta cu strămoșii. Haideți să o simțim. Cât mai există? Ai noștri copii se gândesc cum să ajungă prin state, prin Canada, prin Germania, dacă le vorbești de strămoși se enervează. Au ajuns să devină, prin ruptura aceasta care s-a produs într-o anume vreme și știm de acea vreme de la sat la oraș, asta a fost un fenomen care a rupt omul de glia lui, a ajuns ca cel venit de la țară la oraș să se simtă atât de complexat de ceea ce înseamnă orașul, încât progenitura lui a început să-l conducă de la 7-8 ani. Și acest lucru se vede astăzi pentru că un copil bine educat nu consumă droguri, un copil bine educat nu umblă noaptea prin toate barurile și nu își neglijează părinții și obligațiile față de familie, ori la noi e o modă a fi în afara regulilor. Și această modă s-a creat în bună măsură prin ruptura care s-a produs și de glia de la țară, dar și de bunul simț de la oraș, pentru că copilul a venit și a zis, tu, părinte, habar n-ai ce este în orașul ăsta. Tu ești un muncitor care te duci dimineața la 5, vii seara la 10, eu știu ce se întâmplă aici, deci asculți de mine. E o filozofie nouă care a prins rădăcini și în multe privințe aceasta se întâmplă, multe familii se întâmplă. Și atunci, sigur că îți pui întrebarea, și generațiile care au venit, ce mai știu despre pământ, despre familie, despre strămoși, despre credință, despre bunul simț, despre Dumnezeu care te poate pedepsi? Nimic. Cu gândul că să fie legate cât de repede școala și să se ducă undeva să-și găsească o slujbă afară, nu îl mai interesează nici părinții, nici pământul și nici ceea ce este în jurul lui. Alvin Toffler spunea următorul lucru, pământul nu îl moștenim de la străbuni, ci îl împrumutăm de la copiii noștri. Șocul viitorului, dacă viitor. Și atunci, ce construim, ce punem în loc, ce lăsăm, ce lume construim și cum o lăsăm. E o responsabilitate până la urmă. Eu mă întreb, e o responsabilitate fenomenală și eu mă întreb, fundamentală. Cum va arăta țărișoara asta dacă, să spunem, haideți să facem un scenariu, ținând cont de randamentele pe care solul românesc le poate oferi, de fertilitatea solului românesc, care e unul din cele mai bune din Europa, din lume, ca rată de mă rog, de randament, de profit pe care poate să-l dea. Eu mă întreb cum poate să arate țara asta într-un scenariu în care deja 1 milion de hectare s-au înstrăinat, o să mai vină și o să pună mâna, desigur, că nu toate sunt super soluri în România. O parte din ele, Câmpia de Vest, unde au venit foarte mulți italieni, germani, în zona de sud a țării, de asemenea, pe câmpiile Bărăganului, cam pleacă. Acolo e miza, în general. Noi o să rămânem așa, pe coline, pe dealuri. Și aici au apărut fermieri. Cei care au fost cu niște unelte în fostul CAP și au păstrat 2-3 tractoare și o semănătoare și au făcut o fermă proprie și au progresat. Progresat ușor. În timp anevoios, pentru că e greu să închizi circuitul, nu să produci, e greu să închizi circuitul. Pământ este destul, unelte, dacă ai moștenit ceva sau dacă ți-ai putut permite să achiziționezi ceva, ai. Dar în momentul în care oamenii, să zicem, dintr-o localitate, dintr-un sat, refuză cu obstinație să-și dea petecul, măcar în parte să îl lucreze un fermier, măcar pe o perioadă de 4-5 ani, iar mai încolo se întâmplă ca fermierul, dacă cumva a luat, să uite să-ți plătească cele 300, 400, 500 de kilograme de grâu la hectar. Toată răutatea asta se răsfrânge în
stat pe loc sau mers înapoi. Și dacă eu îl întreb pe vecinul meu zilele trecute, spun, ai un pământ, ești lângă mine cu el, ai o parcelă de un hectar, nu lucrezi, ce faci cu ea? Și se răspunde simplu și senin, nimic, o las acolo pentru că nu mă interesează decât să o văd că stă acolo. Și zic, da, poți să primești de la comunitatea europeană, cel puțin o subvenție. Ți-ai înscris-o, te-ai dus, o declar. Nu m-am dus, că nu mă interesează atâta vreme cât nu lucrez, nu pot să pretind. Deci un dram de morală în el exista. Dar pământul stă de 10 ani nelucrat. Pirul lui pătrunde pe terenul meu lucrat pentru că își caute așa la pământul reavăn. Și asta e o mentalitate cu grad de generalitate mare, mai ales în Ardeal. În sud s-au mai concentrat suprafețe. Am văzut aici un lucru frumos, un fermier din zona Aiudului, Popa, da? Care s-a extins frumos, a venit spre comune până spre Feleac și cultivă. Cultivă. Da. Locurile potrivite și-a adus unelte și cultivă. N-am întrebat și nu m-am interesat cât de bună înțelegere are cu cei de acolo. Din câte știu, a intrat peste pământul și lucrează. Da, bine, a intrat peste pământurile oamenilor. Am avut niște sesizări la un moment dat făcute că n-a avut acordul proprietarului, dar el a zis, bă, lucrez și apoi nu am înțelege noi cumva. Îl avem la telefon în momentul acesta pe domnul Cristian Hera, academicianul Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Române. Alo, bună seara, domnule academician! S-a întrerupt legătura. Vă rog să refacem legătura și încercăm să aflăm și un punct de vedere al domnului Hera, un specialist în agricultură în momentul de față în România și care a făcut câteva analize foarte limpeze asupra stării, a structurii solului din România, a fertilității acestuia în raport cu alte, mă rog, cu nivelul mondial de fertilitate. Stăm, iată, fertilitate ridicată 11% la nivel mondial, 28% în România. Cred că nu sunt basme, nu? Sau să credem că mai păcălim lumea în continuare nu, cu... Nu sunt basme. Ceea ce vreau să spun că problema fundamentală este, cred eu, faptul că ne întoarcem în epoca premodernă, în care... dacă vorbeam de iobagi, iobagii erau din ce în ce mai puțin, erau din ce în ce mai mulți jeleri care nu aveau niciun fel de responsabilitate. O să te rog să mă ierți, l-am prins pe domnul Cristian Hera din nou la telefon. Domnule academician, bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat intervenția în emisiunea noastră. V-aș ruga să ne spuneți care credeți că este motivul principal pentru care România devine o țintă, să spunem, pentru fermierul, pentru cumpărătorul străin de terenuri. De ce suntem interesanți pentru ei? Puteți să ne dați câteva motive? Iertați-mă, nu se aude nimic, nu se înțelege nimic la telefon. Nu m-ați auzit? Nu ne auzim nici acum? Da, acum parcă se aude mai bine. Domnule profesor, repet întrebarea. Dați-ne, mă rog, întrebarea, invitația pe care vă făceam. Dați-ne câteva motive pentru care România e o țară extrem de apetisantă, de interesantă pentru cumpărătorii de terenuri din Occident. Mai cu seamă că se întâmplă anul 2014 când acea interdicție de cumpărare în numele unei persoane fizice dispare prin tratatul de aderare. Ce credeți că îi atrage pe străini la români? Motivele sunt numeroase și aș începe cu faptul că starea de fertilitate a pământurilor românești, a solurilor românești, este cu mult superioară pământurilor existente la nivel mondial. Dacă îmi îngăduiți, aș menționa faptul că la nivel mondial stare ridicată de fertilitate a pământului, adică cu un potențial de producție foarte bun, la nivel mondial solurile se găsesc în proporție de 11%, în timp ce în România starea bună, starea foarte bună, ridicată de fertilitate, de producție a pământului românesc este de 28% comparativ cu 11% la nivel mondial. Dar dacă la nivel mondial starea de fertilitate redusă și foarte redusă este în proporție de 62%, în România este de numai de 52%. Și vedeți dumneavoastră, în momentul de față, în contextul
crizei ecologice în contextul schimbărilor climatice globale. Sursa principală de producere a hranei o reprezintă pământul. Da. Ori, după cum se știe foarte bine, pământul reprezintă numai 29% din suprafața terestră, iar din acest 29%, numai 6,4 reprezintă suprafața agricolă, care produce, de fapt, 98% din producția agroalimentară, în timp ce apele, care acoperă 71% din suprafața globului, produc numai 2% din producția alimentară. Deci, în contextul acesta, pământul devine o bogăție extraordinară. De fapt, nu de mult, cu câteva luni în urmă, mai exact la sfârșitul lunii noiembrie, marele gânditor al zilelor noastre, președintele Institutului de Politică Planetară din Washington DC, doctorul Lester Brown, a scris o carte intitulată Planeta plină, farfuriile goale, și făcea aici referire că în momentul de față pământul trebuie considerat aurul omenirii, iar este absolut, absolut necesar ca să se aibă grijă de acest pământ. Mai adaug faptul că la nivel mondial, din cauza proceselor de eroziune și altor multe fenomene determinate de tăierea pădurilor, de alunecări de teren, în fiecare an la nivel mondial se pierd 7 milioane de hectare de teren agricol. Apoi, dacă România are potențialul acesta ridicat al stării de fertilitate a pământului, are un potențial ridicat de producție agricolă, să ne păstrăm pământurile atât din punct de vedere calitativ, dar și din punct de vedere calitativ. Vedeți spectrul acesta al foametei, care este a determinat unele dintre cele mai bogate țări ale lumii, în frunte cu, spun eu, Arabia Saudită, China, Coreea de Sud, să cumpere sau să închirieze acolo unde nu se poate cumpăra suprafețe imense de pământ din alte țări, în ideea de a asigura securitatea alimentară a națiunilor. Ori și la noi în țară, România este în vizorul multor țări bogate de a cumpăra pământurile românești. Bun, credeți, domnule profesor, că ar trebui, nu știu, o politică în sensul acesta, o politică guvernamentală de a proteja? Am văzut țări precum Ungaria, Lituania, alte țări din Europa care au spus, chiar dacă am negociat 7 ani de protecție a suprafețelor, extindem această clauză pentru a proteja în continuare teritoriile. Până la urmă, e un lucru legat, cum spuneți dumneavoastră, de siguranța alimentară a unei nații, a unei populații. Ori, iată, noi din 2014 încolo, potrivit tratatului de aderare, trebuie să deschidem porțile pentru oricine dorește să cumpere în România. Vedeți, această linie de dirijare făcută de tratatul de care vorbeați este o armă cu două tăișuri. Pentru că, sigur că da, suntem țară a Uniunii Europene și politica trebuie orientată pentru a fi în concordanță cu politicile Uniunii Europene. Numai că noi ar trebui să avem niște legi, niște legislații, niște condiții prin care să putem valorifica ceea ce noi producem. Adică este vorba de, dacă vreți, de o protejare a celui mai prețios capital, care este de fapt pământul și nu altceva. Eu aș mai vrea să fac o referire în contextul celor spuse de dumneavoastră că nu este o problemă nouă aceasta. Încă din anul 1970, marele gânditor Meadows, în cartea sa Limitele creșterii, arăta că există un conflict puternic între dezvoltarea civilizației industriale, care se găsea atunci și se găsește și acum într-o creștere accelerată,
și deteriorarea fără precedent a resurselor naturale, în mod deosebit a pământului. Și atunci, dacă există acest proces accelerat de deteriorare a pământului, nu cumva ajungem noi să nu mai putem produce hrană. De fapt, revin la Lester Brown, care a arătat cu câțiva ani în urmă, atunci când o serie întreagă de produse agroalimentare, precum grâul, porumbul, soia, rapița, floarea soarelui, se folosesc pentru producerea biocombustibilului, adică bioetanol și biodiesel, aceasta ia din farfuria mâncării noastre de toate zilele și va apare, deja există, o competiție între hrană pentru mașini și hrană pentru oameni. Ei bine, da. Dacă ținem seama de faptul că populația globului a ajuns la peste 7 miliarde de locuitori, că peste câțiva ani, în anul 2050, va ajunge la peste 9 miliarde de locuitori, acum sunt aproape un miliard de oameni subnutriți, cum să putem noi să nu acordăm atenția cuvenită pământului, fertilității pământului ăsta, păstrării rezervelor naturale extraordinare? Este un tezaur al fiecărei țări, pentru că pământul, solul, nu are numai o singură funcție, are funcții nelimitate și acestea trebuie păstrate și conservate în interesul țării noastre, în interesul populației noastre, pentru că noi, valorificând pământul, punând în valoare potențialul pe care îl are, putem asigura nu numai hrana țării românești. Acum știți foarte bine că importăm 60-70% da. Din ce mâncăm, da. Dar pământul românesc, starea agriculturii noastre făcută în mod corespunzător pe baza rezultatelor cercetărilor științifice, poate să producă suficient pentru hrana populației, dar poate să producă suficient și pentru export. Vă mulțumesc foarte mult, domnule academician, pentru intervenție. Și vă așteptăm și cu drag și altă dată. Da, este o intervenție foarte bine fundamentată. Ce vreau să spun e că există o lucrare care se numește Sfârșitul Hranei și care detaliază temele care au fost enunțate de domnul academician Hera. Și ce voiam să spun chiar înainte de intervenția lui, ceea ce se întâmplă acum la noi în agricultură reprezintă o întoarcere în premodernitate. Cum spuneam, existau iobagii care aveau sesii și care erau foarte atașați de proprietate, dar în ultima perioadă a feudalismului exista, tocmai datorită faptului că proprietarii de pământuri feudali erau tentați să producă pentru piață cât mai mult, exista o restrângere a sesiilor iobăgești, o mărire a pământului senioral și o creștere a categoriei jelerilor, cei care nu aveau niciun fel de proprietate și nu aveau niciun fel de responsabilitate. Ceva în genul acesta se întâmplă acum în satele noastre, în sensul în care tot mai mulți oameni devin jeleri, deci mai rău decât iobagi. Este un lucru extraordinar și dacă privim tot așa din perspectivă istorică, putem să facem o comparație între procentul foarte mare de terenuri deținute de cetățeni străini prin intermediul unor companii înregistrate în România și ceea ce se întâmpla cu averile mănăstirești înainte de secularizarea lui Cuza. Suprafețe imense de pământ, până la 25% din terenul arabil al principatelor române erau deținute de mănăstirile de la Muntele Atos și produceau pentru alții, nu pentru români. Sigur, acolo măcar existau compensații de natură spirituală, pentru că bănuiesc că se rugau acei călugări pentru cei care munceau, însă de data asta nu mai există nici măcar această compensație. Care ar fi soluția? Soluția este să încercăm să ne întoarcem măcar în modernitate, dacă nu în postmodernitate în acest domeniu. Să nu uităm că au fost niște exemple senzaționale în Transilvania, în secolul al XIX-lea, după ce intelectualii români au reușit să creeze niște bănci populare, niște instituții de creditare, țăranii încet, încet au început să-și cumpere pământul și în perioada în care, în perioada care este descrisă foarte bine în romanul Ion al lui Liviu Răbreanu, foarte mulți dintre țărani
deveniseră proprietari de teren și încet, încet proprietatea asupra pământului trecea din mâinile marilor latifundiari către țăranii care munceau cu foarte mult spor aceste suprafețe de teren. Ceva în genul acesta trebuie să se întâmple și acum. Există nevoia unor minți luminate care să relanseze, să reinventeze creditul agricol și, într-adevăr, pământul reprezintă o investiție extraordinară. Să nu uităm că de anul viitor se va dubla suma plătită de Uniunea Europeană pentru plățile directe. Un lucru extraordinar, mai ales că în multe situații, mai ales în această perioadă, aceste plăți europene au făcut diferența dintre profitabilitate și faliment. Deci, practic, se îmbunătățesc toate aceste premize. Crește miza. Tocmai de aceea vin și foarte mulți străini să cumpere. Și aș mai adăuga un singur lucru. Un singur lucru. Dacă există țări care își permit să adopte o atitudine discriminatorie față de români și care le interzic accesul pe piața muncii de la ei din țară, putem să luăm și niște măsuri de protecție și să interzicem accesul pe piața funciară. Pentru că încă nu este foarte târziu, suntem de-abia în 2013, în primul trimestru, și încă se mai poate face ceva. Încă autoritățile pot să mai salveze autoritățile ceva. Autoritățile în general spun, știți, am negociat așa, a fost nu contează, dar atunci. Marea Britanie n-a știu, negociat e corect ce spui, accesul însă românilor și bulgarilor pe piața vezi așa muncii. O scuză, adică, cum să spun eu, bau-bau. Comisia Europeană. Nu putem să mergem, mă, fraților, dacă am zis că din 2014 poate să vină oricine, păi nu ne mai putem căciuli, că nu se face. Alții o fac. O face Ungaria, o face Lituania, oricine o face, dacă își dorește să o facă. O fac grecii, o fac alții. Când au probleme în propria țară, spun nu. Interesul e al nostru în primul rând, așa cum Marea Britanie spune, plecați la plimbare de aici, că avem alegeri, sau Germania, sau oricine. Putem să facem măcar niște grile, niște condiții ca să permitem accesul lor, adică... Oricum am păcătuit lăsând companiile, societățile comerciale să vină să cumpere în România. A fost așa, nu știu, nu le-a trecut prin cap că asta poate să aducă prejudicii? Eu, domnule Pop, am făcut o socoteală înainte de emisiune, am pus o medie așa că oricum nu-i peste 2500 de euro, nu se vinde hectarul de teren agricol în România. E până în 2500, aia e limpede. Și am socotit 10 milioane de hectare. Teren arabil. Ne dă 25 de miliarde de euro. Asta e valoarea țării astea. 25 de miliarde de euro. Am făcut o socoteală la Olanda, care are 2,5 milioane de hectare suprafață arabilă. E, la Olanda, care are 2,5 milioane de hectare, mi-a dat 62 de miliarde de euro valoarea țărișoarei ele a terenului de acolo. Și în România mi-a dat 10 milioane de, deci de 4 ori mai mult, mi-a dat o treime din, aproape din prețul acela. Deci, cum vi se par lucrurile astea? Suntem atât de ieftini. Anacronice. Nu, cred că este o irresponsabilitate politică pe care degeaba o condamnăm dacă nu o și taxăm. Pentru că, oricât aș vrea eu să par de domestic în exprimare, dar prea mulți din cei care nu știau să facă nimic în slujba lor au ajuns lideri politici în România. Și prea mulți sunt preocupați de propriul lor buzunar atunci când au fost mandatați de mii, de zeci de mii de voturi să le apere interesul. Și aici avem o relație distrusă din punct de vedere al obligațiilor reciproce. Și în condițiile acestea, cred că tentațiile sunt mari și multe. Mi-a fost dat circul 3 săptămâni în Statele Unite pe un program agrar. Era, cred că, prin 2009. Și surpriza a fost să descoper, după plimbări multe, că am parcurs vreo 6 state, ca să, așa era programul făcut, scopul fiind de a aduce la noi, în România, o propunere văzută de agronomi, văzută de bancheri, văzută de oameni cercetători în agricultură. Și zic, surpriza mare a fost să constat că cele mai frumoase CAP-uri ale noastre erau în Statele Unite. Dar Pământuri Unite nu pe formula obligării proprietarului. Înțelegerii nevoii, da. Și pe formula că și-au pus de bună
înțelegere și cu o viziune comună, pământurile la un loc, ca să poată face producții, recolte și să nu se întoarcă pe metru pătrat cu un tractor, ci să se întoarcă pe sute de hectare cu un tractor. Da, dar câteodată și formula aceasta obligării poate să fie folosită. Am stat de vorbă cu consulul olandez la Cluj, cu domnul Wouter Reyers, cred că în urmă cu un an, și l-am întrebat exact, pornind de la acest tip de calcule, cum ați reușit să rezolvați problema agriculturii în Olanda? Și mi-a spus că acolo, în urmă cu câteva zeci de ani, guvernul Olandei a luat o decizie radicală. Dacă un proprietar avea aici un petec de pământ, aici altul și aici altul, ei au decis să ia tot pământul, să unească suprafața pe care avea dreptul să o dețină fermierul și să îi dea pământul unificat. Sigur, au fost milioane de nemulțumiți, au fost niște proteste absolut uriașe, însă pe termen lung această măsură și-a dovedit valoarea. Prețul terenului astfel unificat a crescut în mod semnificativ și Olanda a primit șansa de a face o agricultură performantă. Olanda, o țară cu un teren foarte slab, să nu uităm că în timpul Imperiului Țarist, după anexarea Basarabiei în 1812, rușii exportau vapoare încărcate cu cernozion din Basarabia, din Bugeac, ce mergeau în Olanda și acel pământ foarte mănos era împrăștiat pe poldere, pe terenul pe care olandezii l-au smuls mării. Deci, practic, nu vorbim de un teren atât de bun ca la noi în țară. Însă, ceea ce lipsește la noi în țară este un sistem coerent de clarificare a dreptului de proprietate și a modului în care poate să fie el exercitat. Lipsește finanțarea pentru acest domeniu, pentru că nu avem o bancă specializată în așa ceva și lipsește educația oamenilor care ar trebui să muncească și care ar trebui să fie lăsați de politicieni să se reîndrăgostească de pământul lor, să învețe să-l iubească din nou și să-l muncească. Coerciția, domnule Pop, măsurile dure? Bun, dacă sunt logice, pot să dea, sunt de acord, rezultate. Logice în sensul că omul înțelege, pentru că suntem capabili fiecare să înțelegem atunci când se întâmplă un lucru bun. Și americanii n-au făcut-o prin coerciție, dar rezultatele unei, s-au dus pe concept religios, s-au dus din aproape în aproape, din familie în familie și le-au explicat predicatorul ce bine este dacă se întâmplă așa. A fost, dacă vreți, încă o mare surpriză să văd că dealuri sterpe au reușit să le niveleze, investiții enorme, investiții de zeci de ani și să le facă terenuri fertile și posibil de lucrat. Adică terenuri în pantă domoale care sunt posibil de cultivat și să obțină recolte. Iar tehnologia, cercetarea, sigur că este un alt atu pe care multe din țările cu producții bune îl au. Din păcate, subscriu la tot ce spuneți, aveam 10 milioane de euro oferiți de comunitatea europeană să facem o bancă agricolă, cu profil agricol, donație, adică fond nerambursabil. Nu s-a întâmplat să fie. Da. De 10 ani. La telefon domnul Rareș Niculescu. Bună seara, domnule Niculescu. Alo? S-a pierdut legătura, înțeleg? Da. Refaceți legătura, vă rog. O să-l avem probabil la telefon și pe domnul Rareș Niculescu, europarlamentar, membru în Comisia de Agricultură a Parlamentului European. O să vedem care este punctul domniei sale de vedere, dacă trebuie să ne îngrijoreze sau nu decizia de a liberaliza piața funciară din 2014 încolo, și anume dreptul de cumpărare de către orice cetățean străin a unor suprafețe de teren în România. Totuși, dincolo de toate lucrurile astea, tocmai spunea Claudiu, s-a luat din trupul țărișoarei ăsteia, se căra pământ în Olanda la un moment dat ca să-l facă pe ăla fertil, să dea ceva rezultate. Noi avem, cum spunea domnul academician Hera, un pământ cu o fertilitate 28% față de o medie de 11% cât e în momentul de față pe planeta asta
Și totuși, hectarul de teren al olandezului valorează 25.000-30.000 de euro, teren arabil, pe când în România îl vinzi cu 2.500 de euro. Deci e jenant, e în ciuda, spuneați, domnule Pop, că gândim, avem instrumente de logică, de judecată, păi unde le ținem în... Și veniturile fermierilor din România sunt de 10 ori mai mici decât cele ale fermierilor. Adică sprijinul? Te refer la sprijin? Nu, veniturile lor. Din păcate... tocmai lipsa aceasta de capital în domeniul agriculturii generează o subdezvoltare cronică. Bun. A revenit domnul Rareș Niculescu. Bună seara, domnule Niculescu. Bună seara. V-a jucat să ne spuneți, în România există oarecare îngrijorare legată de momentul 2014 și anume liberalizarea pieței funciare, dreptul de a cumpăra de către orice cetățean străin proprietăți în România. Avem vreun motiv să ne temem? Am făcut aici o comparație, am măsurat, să zicem așa, în euro, valoarea României, să spunem, a terenurilor arabile, ne-a dat vreo 25 de miliarde de euro, față de Olandă, care are 2 milioane jumate în loc de 10 cât avem noi și valorează vreo 60 și ceva de miliarde de euro. Spuneți-ne cum ar trebui să privim momentul acesta, 2014, totuși. Aș spune încă de la început că înțeleg perfect aceste îngrijorări ale cetățenilor români, fie că sunt, fie că nu sunt implicați în agricultură față de momentul 2014. Această situație pleacă încă dinaintea aderării României la Uniunea Europeană, așadar de pe parcursul negocierilor de aderare și, din păcate, acolo găsim sursa mai multor probleme ale agriculturii românești din prezent. Aș vrea să spun că Ungaria, care a aderat în 2004 la Uniunea Europeană, a obținut o derogare temporară până în 2014, 1 mai, așadar va fi obligată să deschidă piața funciară la 5 luni după ce vom fi obligați noi, care am aderat în 2007, deci cu 3 ani diferență. Practic, noi am avut 7 ani la dispoziție pentru a deschide piața funciară către ceilalți cetățeni europeni, în timp ce Ungaria a negociat mai bine, a solicitat o derogare și a obținut această derogare de 10 ani. Așadar, dacă România trebuie să deschidă piața funciară la 1 ianuarie 2014, Ungaria este obligată să facă același lucru doar la 1 mai 2014. Noi nu ne mai permitem, domnule Niculescu, să cerem această derogare, chiar dacă n-am avut-o stipulată în tratatul de aderare? Adică tot aș bătut în cuie? Aș avea două lucruri de răspuns la întrebarea dumneavoastră. Întâi, ar trebui pentru aceasta să renegociem tratatul de aderare, ceea ce este aproape imposibil în acest moment. Legislația națională privind achiziționarea de terenuri trebuie obligatoriu să fie conformă cu legislația Uniunii Europene, în special cu tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dar și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, care apără în mod deosebit libertatea de circulație a capitalurilor. Așadar, tema discuției de astăzi. Ar fi imposibil să renegociem tratatul de aderare. În același timp, cred că este profund imoral ca noi să solicităm o astfel de renegociere în condițiile în care solicităm statelor din Europa de Vest să respecte regulile pe care le-au adoptat prin tratat, și anume deschiderea către cetățenii români și bulgari a pieței muncii. Domnul Pop Iosif dorește să facă o intervenție, domnule Rareș Niculescu. Vă rog să rămâneți. Dacă noi, cetățenii, să spunem în număr mare, v-am mandata să redeschideți această discuție, fără să vă rugăm frumos, ci să vă spunem ne reprezentați și faceți asta pentru noi, ați avea vreo reținere? Evident că este de datoria mea să încerc în Parlamentul European sau prin alte metode să îndeplinesc orice deziderat al cetățenilor români. Eu cred că s-ar putea găsi niște paliative, niște soluții de moment pentru a întârzia punerea în aplicare acestei prevederi a tratatului de aderare. În același timp, România ar putea risca o acțiune în neîndeplinirea obligațiilor din tratat, care ne-ar putea aduce în fața Curții de Justiție. Așadar, e o problemă care trebuie analizată cu foarte multă atenție și trebuie să nu ne permitem o imprudență în această privință. Aș mai vrea să fac câteva remarci scurte asupra subiectului. Cred că în prezent există o doză de ipocrizie în abordarea acestei discuții, de vreme ce și în acest moment, și în urmă cu mai mulți ani, și în urmă chiar cu 10 ani, orice cetățean putea să cumpere terenuri în România dacă înființa o societate comercială care devenea persoană juridică de naționalitate română. Așadar, cumpărarea de terenuri este o posibilitate și în acest moment și, din păcate, peste 10% din
terenurile agricole ale României sunt în prezent deținute de străini. Cred că am putea vorbi de peste 1 milion de hectare. Acum, eu cred că nu trebuie să ne ferim de acei cetățeni europeni, cetățeni străini care vin în România să producă, să facă investiții și să plătească impozite statului român. Trebuie să ne temem de speculanți, de acei cetățeni străini care cumpără terenuri pentru a aștepta ca prețurile să crească sau pentru a obține pur și simplu subvenția din fonduri europene care se anticipează că va crește tot din 2014. Bun, și avem motive? Adică sunt speculanți pe piața străină? Adică pot veni acești oameni? Potrivit unor estimări, cea mai mare parte dintre cei care cumpără terenuri de suprafețe mari în România sunt speculanți. Și am să vă ofer câteva informații cu privire la consecințele acestei goane după terenuri în scop de speculă. Eu spuneam că nu trebuie să ne ferim de străinii care cumpără ca să producă. Trebuie să ne temem mai degrabă de acei cetățeni, fie că sunt români, fie că sunt străini, care își bat joc de terenuri și le lasă nelucrate. Și din păcate, aici avem de-a face cu ceva care nu poate fi o coincidență. Eu nu cred în coincidențe. Cele mai mari pârloage, cele mai mari terenuri nelucrate din România se află în vestul țării, acolo unde sunt și cele mai mari terenuri cumpărate de așa ziși investitori. Bun, cei înțeleg că au cumpărat terenuri, așteptând... evident le-au cumpărat în scop de speculă și vorbesc aici de investitorii din județele Timiș și Arad sau Dolj, Mehedinți, unde este cunoscut faptul că sunt foarte mulți cetățeni europeni din afara României care au cumpărat astfel de terenuri. Dar în principiu, n-ar trebui să ne temem de cei care cumpără terenuri pentru a le lucra și vreau să spun că am întâlnit oameni admirabili din Franța, din Germania, care au cumpărat terenuri agricole în România și le lucrează, au pus pe roate ferme mici sau mijlocii, care sunt un exemplu pentru comunitățile în care își desfășoară activitatea. În același timp, repet, trebuie să ne temem de acei care cumpără terenuri în scop de speculă. Domnule Niculescu, cei care cumpără în scopul de a specula, cum pot să speculeze? Pe de o parte, așteaptă să li se plătească o subvenție care va crește deja din 2014, mă rog, se va cam dubla, am înțeles, în România, pentru că suntem undeva la 25% din valoarea... Aș fi fericit dacă ar fi așa. Subvenția va crește fără îndoială peste prevederile din tratatul de aderare, dar va rămâne în continuare sub media europeană, deci chiar nu se pune problema unei eventuale dublări. Bun, pe de altă parte, iertați-mă, pe de altă parte, având în vedere prețul foarte scăzut pe hectar în România, undeva la 2500 de euro maxim pe hectarul de teren arabil, comparând cu țări vecine, precum și Ungaria. În Ungaria se vinde la 6.000, 7.000, 8.000 de euro hectarul. Înțeleg că ăsta poate ar fi principalul mijloc de speculă pe care acești oameni îl așteaptă, nu? Pământul, terenurile sunt o marfă care are un atribut specific și anume faptul că suprafața este limitată. Nu vom avea peste ani de zile, așa cum în cazul locuințelor, peste ani de zile s-ar putea ca acestea să se ieftinească pentru că se vor mai construi. Din păcate, situația terenurilor va rămâne aceeași și peste mulți ani de zile, pentru că nu vor apărea terenuri noi. De aceea, piața imobiliară a terenurilor va fi întotdeauna în creștere. Dacă la aceasta vom adăuga potențiala sau anticipată creșterea subvențiilor agricole, volatilitatea mare a prețurilor, goana după terenuri care se petrece peste tot în lume și nu doar în România sau nu doar în Europa. În Africa există o permanentă goană pentru terenuri în care sunt implicați la nivel de stat investitori chinezi. Există deci o permanentă goană pentru terenuri, prețurile terenurilor vor crește în continuare și aceasta este una din fațetele speculei. Cealaltă este fără îndoială așteptarea subvențiilor agricole, iar cumpărătorul de astăzi va fi cel care dă în arendă mâine. Da. Iată că dacă am intrat în acest cerc vicios în care lăsăm la mâna unui investitor străin posibilitatea de a cumpăra suprafețe importante de teren, ne vom vedea ca cetățeni români, ca agricultori români, peste ani puși în situația de a fi obligați să plătim arenda acestor investitori pentru a putea să producem în agricultura românească la noi acasă. Domnul Pop, domnul Rareș Niculescu, aș mai avea cu îngăduința dumneavoastră o întrebare. La anul sunt alegeri europarlamentare în România. Credeți că am putea încărca agenda candidaților cu subiectul acesta?
vedeți eu cred fezabil? Că va trebui să se petreacă acest lucru, pentru că nu ajunge să ne propunem să devenim sau să redevenim o țară importantă din punct de vedere agricol. Dacă politica agricolă comună reprezintă în ziua de astăzi cea mai importantă politică comunitară, cu cel mai mare buget, cu cea mai mare parte din bugetul general al Uniunii Europene, este pentru că această politică este considerată importantă de toate țările membre. Trebuie așadar să fie importantă pentru România, care are această ambiție de a redeveni grânarul Europei sau măcar de a reuși să producă pentru propria sa populație, pentru că noi în acest moment nu că nu putem avea ambiția de a desface la export. Ar trebui ca prima noastră ambiție să fie să producem pentru proprii noștri cetățeni, astfel încât în magazine să găsim produse românești și nu produse importate din statele arabe, din America, din Rusia. Da. Domnule Rareș Niculescu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și vă așteptăm cu alte și cu alte prilejuri. Mie mi s-a părut o părere justificată, diferența dintre cei care investesc și creează locuri de muncă. Nu chiar zilele astea era vorba de un investitor olandez care vrea să vină în zona Câmpia Turzii, să cumpere 100 de hectare, să facă acolo sere, să investească în mediu 1,5 milioane de euro pe hectare, deci 150 de milioane de euro investiție totală, de 3 ori mai mult decât a investit Nokia la Jucu, da, și care să dea, da, și care să dea de lucru oamenilor din Câmpia Turzii și cei care într-adevăr cumpără aceste terenuri pentru a specula. Câteodată este nevoie și de infuzie, de hărnicie, de știință venită din Occident. Să nu uităm că Transilvania a prosperat foarte mult odată cu colonizarea sașilor, care au adus o agricultură, tehnici agricole mai dezvoltate, instrumente mai bune și un simț al organizării și care a fost un model și pentru alții. Nu e niciun fel de problemă dacă vin oameni harnici care muncesc, pentru că acei oameni, dacă vor să lucreze, o să aibă nevoie de investiții în tractoare, în sisteme de irigație și așa mai departe, nu o să aibă poate banii necesari pentru a cumpăra terenuri să facă speculă. Ei, dacă își investesc capitalul de care dispun, ei trebuie să producă, pentru că trebuie să-și recupereze investiția și circuitul poate să fie extrem de interesant. Dar vreau să vă spun că există și motive de speranță. Există fermieri români care reușesc prin propriile lor forțe. Aș da un exemplu. Domnul Ioan Fleșer din Blaj, care a reușit să creeze de la zero o mică podgorie ce produce un vin de o calitate excepțională. Știm că vinul de pe Valea Târnavelor este foarte bun și care încet, încet se extinde. Sau familia de Noaie, care a cumpărat bun, o podgorie sunt, la Aiud. Sau Nușfalău, să nu uităm că cei din Nușfalău a devenit o forță în producția de ciuperci. E adevărat, însă dacă ne uităm și vreau să închidem această discuție, domnule Pop, dacă ne uităm în jurul nostru, observăm că din toate industriile n-a mai rămas nimic, din industria alimentară, care asta musai trebuie să meargă cumva. Că vrei, că nu vrei, trebuie să produci, trebuie să pui pe masă ceva, da? Da, și din asta suntem deja, cum să spun eu, suntem văduviți și de asta. 80% din procesatorii de lapte în România străini. Dacă te uiți, poate zona cerealieră încă suntem dominanți noi români, însă sunt foarte multe zone și în industria alimentară care nu le mai avem în posesie. Trebuie să și îndrăznim. Trebuie să îndrăznim, pentru că sunt oameni care sunt capabili și dovedesc. Sunt exemple care dovedesc. Dar trebuie să ieșim din amorțeala asta, că lucrurile să ni le rezolve cineva. Spuneam în urmă cu, cred că, 3 luni, eram cu domnul prefect într-o emisiune. Întrebarea reporterului era: ce soluție vedeți pentru Câmpia Turzii, pentru cei de la combinat? Și am spus simplu, dacă nu știm să ținem o industrie unde avem de bine de rău experiență de mulți ani, 70-80 de ani, atunci valențele acelei regiuni este să producem legume și fructe și zona turistică. Astea sunt cele două valențe. Mă bucură că orlandezul e pungând cu mine și eu văd la fel. E o zonă fertilă, Valea Arieșului, care poate fi pusă în valoare. Mi-ar fi plăcut să fie unul dintre
primarii sau dintre oamenii de vază ai locului sunt acolo oameni gospodari. Lăsați așa, domnul Pop, nu mă puneți pe gânduri, că am făcut un apel acum vreo două săptămâni și mi-au spus că n-au ei timp de povești dintre astea, deși era un proiect care tocmai asta vizează, să scoată din amorțeală o zonă aproape moartă deja. Vă mulțumesc mult pentru bunăvoința de a fi împreună cu noi în această seară. Dragi prieteni, un pachet promoțional, după aceea revenim pentru partea a doua a emisiunii. Ne-am întors, oameni buni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Agricultura la raport în această seară vi-am adus în fața noastră pe domnii Ilarie Ivan, conferențiar universitar, fost șef al Direcției pentru Agricultură, și pe Aurel Tămaș. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim pentru invitație, bună seara noastră și telespectatorilor. Cu Aurel am început săptămâna trecută o campanie. L-am rugat să vină alături de noi pentru campania Consumați Lapte Românesc. Trebuie să pui niște groșteori aici, niște lapte. Păi nu s-a prins acum, nu mai apucăm să punem la prins. Nu, știi că să nu zicem, nu, domnul profesor, să nu cumva să zicem și ia apă, ceva acolo, zice așa că și apă are. Da, e posibil. Eu oricum vă fericit, domnul Dino Crise, și pe dumneavoastră și postul nostru de televiziune pentru această inițiativă. Pentru că e nevoie de câte un pic de lumină, de câte un pic de adevăr în aceste vremuri tulburi în care, iacă, lumea se sperie atât de ușor, așa, sperietura fiind provocată din afară, cu siguranță, 100%. Bun, acum povestea e asta, altfel, astăzi, și anume discutăm despre pământul românesc, despre, cuvinte mari, așa sună, nu? Despre, nu știu, felul în care știm sau deciziile pe care le luăm pentru a ne proteja pământul pentru care au murit unii în lupte secole la rând în țărișoara asta. Nu ne-am aparținut în mare, mare măsură, tot ne-au prigonit, ne-au călărit alții. Acum că a dat și libertatea iama prin țărișoara asta și ne-am văzut proprietari cu toții, începem să scăpăm de proprietate. Nu prea avem simțul ăsta al proprietății în țărișoara asta. Pentru că l-am primit, au venit comuniștii, ni l-au luat, acum ni l-au dat iarăși, nu prea știm cum să-l abordăm, parcă să abordăm proprietatea. Și acum m-am gândit în felul următor, domnule, chem oameni luminați, așa, oameni foarte cunoscuți, o să încerc să vă umblu prin buzunare, să văd câți bani aveți la voi sau prin conturi și să vedem ce se poate face, cum am putea cumpăra țara asta. Știți cât valorează România din punct de vedere agricol? A terenurilor agricole. 9 milioane jumate de hectare, 9 milioane jumate, mulțit cu 250. 25 de miliarde, da. 2500 de euro. Da. De euro, da. Față de Olanda, spuneam și acum un ceas, față de Olanda care are 2 milioane jumate de hectare, deci mai puțin un sfert din cât avem noi, dar valorează de 3 ori mai mult. Valorează peste 60 de miliarde de euro. Acolo se vinde terenul cu 25.000, 30.000 de euro hectarul, dar noi se vinde cu 2.500. Și ne spunea domnul academician Hera în prima parte că avem un sol cu fertilitatea poate cea mai ridicată din Europa. 28% față de o medie de 11%. La această fertilitate trebuie deci, adăugată și gradul lui ridicat de ecologizare datorită lipsei de bani, în primul rând. Deci este unul dintre cele mai curate soluri de chimicale din Europa. Cu siguranță, de asemenea, vă spun acest lucru. Așadar, suntem o țară ieftină, Aurel Tămaș. Cum te simți? Nu suntem o țară ieftină. Păi suntem. Dacă așa ne evaluăm... Hai, discutam cu domnul profesor, cu domnul Ilarie, înainte de a intra, în țara vecină, la care ne te raportăm mai nou, în țara vecină sunt guvernanța din țara vecină și Orban și așa mai departe, au dat niște legi în care pe undeva cam opresc pe cei care vin de afară să cumpere pământ. Îi cam opresc și pare să că mai sunt niște tendințe încât să îi gâtuie. Chiar să gâtuie pe care au cumpărat și au făcut și fel de fel de jmenării cu pământul pe acolo, spus românești. Așa numitele contracte de la buzunar. Contracte de la buzunar. Da. Și de ce nu s-ar interveni și la noi? Adică, nu, să fim oarecum aproape de reglementările astea a Comității Europene, că sunt cetățeni europeni acum, țară europeană. Păi ce că n-avem dar, cum să dar negociem să, tratatul. Dar să facem în așa fel încât să fim un pic mai restrictivi și să ținem un pic de ce avem. Ma, sigur că o să fie oameni care zice, domnule, n-am bani, sau oamenii, vai mama lor, care o să zică, domnule, pur și să-l țin. O dată că
n-am cu ce lucra și mai departe. Ea să-l înstrăinează. Mai există și un îndemn care, pe care să-l putem da. Zicem, domnule, înstrăinați, dați-l la oameni din localitate care au început o fermă, ceva, mergi și vingheți-l la ăla sau ceva de genul ăsta, dar nu neapărat la străin. Revenim iar la ideea, domnule, să ne vindem țara. Într-un fel acesta ar putea merge pe un mesaj în ăsta, chiar cu temă patriotică, cu temă patriotică, zicem, domnule, dar nu dați pământul, pentru că pământul e o valoare și pământul întotdeauna va fi o valoare în România și în Europa, ca asta e treaba. Sigur. Eu mă întreb, tu știi vreun român care are, nu știu, 100 de hectare, 1000 de hectare, 3000 de hectare în Italia, în Germania, în Austria, cumpărate? Bine ar fi să fie. Păi asta e ideea, problema. Că noi... Păi aici e problema. Bun, acum nu știu, în negocieri, până unde s-a mărs. Nu știu, abar n-am, nu pot da seama, nu sunt temă cu asta, dar ca mesaj aș putea spune, românilor nu vindeți pământul, ardelenilor, ăștia din zona noastră, nu vindeți pământul oricum și oricui. Eu cred că treaba asta putem să fără n-au să lezăm pe nimeni. Banii n-au culoare, nu interesează, adică nu te interesează nu. Și dacă ai posibilitatea, nu-l vinde. Dacă ai posibilitatea să-l ții acolo, nu-l vinde. Pământul nu-i de vândut. Oamenii de-aia au și murit și în război și așa mai departe, cum se spunea că a curs sânge pe țărișoara asta pentru fiecare palmă de pământ. Asta. Și acum să-l vindem, gata, că vorba păi știi aia. Că era, nu, prin Octavian Goga sau Coșbuc, care avea poezia aceea cu noi vrem pământ, nu? Da. Noi și, vrem cumpărători acum, profesor, noi căutăm altceva, căutăm cumpărători să vină să ne-l cumpere. Treceau românii apa Balta Mare ca să meargă în America, să mai ales în special ardelenii, să facă bani să vie ca să-și cumpere pământ. Și acum, din 2014, gata să-l vindem. Eu cred că oamenii, nu știu, eu așa cred. Totuși zic că oamenii în zona rurală, cei care sunt posesorii de suprafață de terenuri, mai mici, mai mari, o să fie atenți. Eu așa mă gândesc. Situația este extrem de dramatică, în primul rând datorită clasei politice. De acolo începe cel mai mare baie. Foarte puțini oameni simt lucrurile care trebuie simțite. Deci noi am intrat în primul rând în Uniunea Europeană pentru aceste subvenții mai mari, care, să zicem pe acolo, s-a de aproximativ de 350-400 de euro. Subvenția la noi a rămas la 140-150 de euro cea dată de acolo. Marea realizare a guvernării acestea este că au obținut derogarea de la Bruxelles ca să dăm de la bugetul național o diferență care să se apropie de suma care se dă în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană practic ne dă nouă până 2018 circa 180-190 de euro la hectar. Repet, încă o dată, acolo fiind media undeva între 350-400 de euro. Deci vom primi jumătate până 2018. Deci apa curge așa. Invers, zice, domnule, vindeți-vă terenul, liberalizați așa mai departe. Deci aceste două lucruri ar trebui puse instant așa în cumpănă și duse în față la Bruxelles de către europarlamentar. Am înțeles că aveți unul, nu știa despre ce vorbește, și spus, domnule, până când noi nu avem subvenție egală cu cea din Uniunea Europeană, noi suntem în țară în Uniunea Europeană de gradul 2, lăsați-ne să fim de gradul 2 și la vânzarea terenului. Nu, vindem la dacă ai apucat să zici, băi, uite, așa negociem. Așa sunt lucruri, înțeles, sunt lucruri care se fac. Nu-i bine să respect stârgul, dacă și, așa l-ai și făcut. Și polonezii au intrat și au găsit următoarea restricție, extrem de drăguță. Dom'le, de la data de care începea, trebuia să înceapă să vândă teren, 2011 sau 2012, așa ceva, da. Au pus următoarea condiție. Ca să cumperi, ești francez, vrei să cumperi pământ în România, trebuie să ai în apahida, ce știu, domiciliu 7 ani de zile și pe urmă poți să cumperi. Și noi putem să punem astfel de restricții și sper să le punem. De ce trebuie să repunem? Și de ce trebuie să facem mai degrabă decât să spunem? În astăzi, interesele nu se mai rezolvă nici cu sabia, nici cu arcul, cu săgeți, se rezolvă prin inteligență. Noi suntem în această Uniune Europeană și avem niște condiționări. Condiția 1, 2, 3, 4, 5. Noi trebuie să avem inteligența ca să depășim cel puțin condițiile acestea care ne fac să vindem ultimul capital din România, ultimul mijloc de producție care a mai rămas și să-l dăm străinilor. Explicația este extrem de simplă. Nu e exemplu de la Câmpia Tuzii, nu e exemplu de la combinatul de utilaj greu, la care la un moment dat firma care era foarte profitabilă vindea la preț zero în produsul pe care îl făcea, produsul finit,
profitul era, firește, zero și impozitul plătit statului român era zero. Dar produsul finit se vindea la firma aceluiași proprietar neamț rus, egal de care, care era din țara lui de baștină, care o revindea la preț mai mare, care făcea profitul acolo și acolo rămânea profitul, înțelegeți? Deci, cu teren... inteligentă, domnule, deci da. Cu terenul agricol, vreau să vă dau un scris de acum. Toți fermierii străini care au pământ aici nu vor face decât profit zero. O să fie secetă, o să fie inundație, o să fie necază. Asta este prima chestiune. Păi de ce, iar a doua chestiune. Puțin, dar ce, noi nu suntem o piață? De ce n-ar face profit aici? Adică, ok, am făcut elementele acestea de 5.000 de kilograme de grâu la hectar, fac pâine și o vând românilor să mănânce pită. Elementul acesta de patriotism, deci nu îl simțim noi români. Noi am plonjat așa, economia de piață este panacea universal, salvarea țării. Eronat absolut total. Vreau să vă spun că America de Sud, Africa Neagră, Asia, nu au văzut comunism în viața lor, au avut numai economie de piață. Praful s-o ales de ei, o sărăcie de crapă dinții, mai mare și mai cruntă decât la noi. Și noi acum, orice vine economie de piață, libera circulație, cu elementele știute, libera circulație a mărfilor, capitalului, forțe de muncă și așa mai departe, libera concurență, așa, noi trebuie să le înghițim pe toate. Așa, și le-am înghițit pe toate și am pus la pământ industria ca să intrăm în Uniunea Europeană. Începând cu PSAL 1, PSAL 2, al lui Băsescu să-i dea Dumnezeu sănătate în perioada cederistă, am aprofundat și am vândut tot. Mastodonții aceștia universale din industrie, foarte mari, din industrie, stimați spectatori, în momentul în care în țara lor de bază, nu știu, în Franța, în Germania, nu merg, se naționalizează, se pun pe picioare și se revând, ca să păstreze ce? Locurile de muncă, gen Olchim, gen industria sârmă, unde este o jale demnă de o cauză mai bună. Și atunci, reluând această discuție, lucrurile acestea se fac și se declară mai puțin. Eu îmi permis că sunt dascăl universitar să spun aceste lucruri, deci nu sunt în echipa de guvernare, dacă vreți, și pot să o spun din inimă și românește, cum spunea maestru Aurel Tămaș, aci, același lucru. Nu vindeți pământul la străini. Sper sigur că, și pe ce mă mai bazez? Întâmplător, în ultimele, ce știu, 3-4 săptămâni, m-am întâlnit cu 30-40-100 de oameni din 12-13 comune din județul Cluj. Acei oameni bătrâni și așa, care abia au venit până la cămin sau unii, m-am întâlnit cu ei, îmi spunea, domnule, să le spuneți, domnule, să nu lăsăm să vândă pământul la țărani, că pământul la străini. Deci mesajul este de la rădăcină. Adică au temere, au înțeles și ei. Mesajul este de la rădăcină. Bun, dar bun, și cine poate să obligi la rădăcină, să vândă? La urmă, adică nu trebuie să-i spui tu că dacă ai avea o conștiință de neam, de apartenență la un destin colectiv, până... Băi, zice, nu mă interesează, poate să liberalizeze ea piața atâta ziua. Să-i lase să cumpere, nu știu, și pe lună, și pe în cer. Stele de pe cuprinsul României, de pe cerul României. Dar nu le vindem, frate. Nu le vindem. Ori, cum să spun eu, sărăcia te face de multe ori victimă. Că tu, Aurel Tămaș, spuneai, domnule, să-l vândă dacă vrea românului, fermierului. Românul are o problemă. Totuși, ca să scoți 2500 de euro, sunt oameni care merg, nu știu, tătanul la servici ca să câștige 2500 de euro într-un an de zile, nu? Care 10 milioane, dacă îi dați, că îl câștigă, iată, fă-și o socoteală, da. 3.000 de euro maxim pe an. Păi din ce să-și cumpere un hectar de teren? Atunci, pentru români, terenul în România e foarte scump, pentru străini, chilipir, frate. Chilipir. Eu știi, bun, nu-l poate obliga. În schimb, îți revenim iară la o temă care mie îmi place și îmi place că să rediscută. Eu am prins și înainte de ochi. Nu, domn profesor știe. Domnule, din nou vom ajunge la comasări. Comasările ce înseamnă? Asociații și așa mai departe, de proprietari de terenuri, de așa mai departe. Înțelegeți? Vezi? După 89 s-o fărâmițat la fiecare o dat, cum i-o dat și așa mai departe, și încă nici acum nu sunt clarificate treburile. Și acum, până la urmă, ca să se ajungă, domnule, până la urmă, inclusiv treaba asta cu arendarea, cu mai mulți care au suprafață mai mici, să facă o suprafață mai mare. Asta până la pe undeva o să-l pună în situația, pe să zică, domnule, dar decât să-l dau și să mă lipsesc de proprietatea asta definitiv, mai bine intră într-o asociare cu terenul respectiv, nu? Sau unul care ia în arendă mai mult teren și intru acolo și iau de acolo cât îmi iau. Asta e treaba. Că acum am observat că sunt plăți destul de substanțiale pe hectarul de teren. Și mai ales pe hectarul de teren arabii. Și atunci omul pe undeva poate că ar putea fi impulsionat și pe un mesaj de genul ăsta, domnule, nu-l vinde. Intră acolo cu el undeva, într-o combinație și să-ți vină un vinde acolo. Nu-l vinde. L-ai vândut odată să rămână. S-a terminat.
L-a venit la telefon pe domnul Șerban, pardon, pe domnul Adrian Rădulescu, consilier prezidențial, fermier. Bună seara, domnule Rădulescu! V-aș ruga să-mi spuneți dacă se întrerupe legătura înainte să anunță invitatul, da? Mi se întâmplă de fiecare dată. Bun, o să încercăm să-l prindem din nou pe domnul Rădulescu la telefon. Așa e treaba. Ce-i prea ieftin pentru unii, e prea scump pentru românii. Este un blestem al sărăciei, ne ține parte, cineva acolo. Mie mi-e frică, zicea și maestru Aurel Tămaș, de faptul că totuși ceasul al 12-lea românul se va trezi și va fi un pic mai patriot și chiar dacă vorba aceea românul nu i-ar da pe terenul lui decât, ce știu, un preț, față, jumătate de preț față de cel străin, îl va vinde românului. Din păcate, în România foarte mulți oameni nu au avut teren. Deci astăzi există 5 milioane de proprietari de teren din care unii au fost împroprietăriți în 1918, alții după al doilea război mondial, înainte de a lua înapoi prin cooperativizare. Și oamenii care n-au avut proprietate în istorie, nu au în gena lor capacitatea, dragostea de pământ și de, știința de a ține de el, n-au setea aceea de pământ al lui Rebreanu. Și sigur că până la urmă și patriotismul probabil că trece prin stomac. Ideea de bază pe care eu aș promova-o aici și unele din chestiunile acestea sunt discutate și lansate înspre conducerea actuală a țării, este de a găsi soluții de sprijin pentru fermierul român să cumpere teren. Una dintre cele mai simple este următoarea. Avem o singură bancă românească, se numește Czech Bank, sau CEC, fostul CEC. Așa, CEC-ul ar putea să dea credite fermierilor români să cumpere teren, așa, cu o singură și simplă garanție. Terenul cumpărat. Dacă facem acest lucru și acest teren și acest credit se dă pe o perioadă, să zicem, de la minim 15 ani încolo, ca să se poată rambursa în termene, adică să poată în condiții rezonabile, 15 ani, 20 de ani încolo, atunci asta ar putea să fie o soluție. A doua soluție ar fi ca cei care cumpără terenul de la o anumită suprafață mai mare să fie subvenționați în plus, să aibă anumite facilități. Și sigur că în final va trebui luate celelalte măsuri de aducere a subvenției la nivelul celor de dincolo, la nivelul celor din Uniunea Europeană, deocamdată prin punerea de la bugetul de stat a diferenței și măsuri de piață. Deci, cum discutam și altă dată, astea sunt 3-4 care îmi vin în minte repede acum, domnul Dinu Cristie, cred că odată ne-am mai discutat cel puțin, ceea ce n-am făcut până acum și trebuie să facem este luarea măsurilor de piață. Noi trebuie să ne ocupăm piața românească, inclusiv dacă vezi cea din Mihai Viteazul sau cea din La Flora, cu produsele românești. Domnul Adrian Rădulescu, consilier prezidențial la telefon. Bună seara, domnule Rădulescu. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Domnule Rădulescu, v-aș ruga să comentați, nu știu, care va fi impactul, să spunem, asupra proprietății în România din anul 2014, când vorbim de acea liberalizare a pieței funciare. Dacă avem motive să ne speriem, să ne temem, vin străini, ne cumpără țărișoara, ce se întâmplă? Sunt două lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Primul. La această oră, orice străin poate cumpăra pământ în România dacă își face o societate comercială. În general, dacă vă uitați, terenul agricol au fost cumpărate în vederea speculărilor. Adică a fost un preț mic de 500 de euro pe hectar, 6, 7, 8, 10, 1000 de euro, a ajuns la 1500, ce au cumpărat suprafețe importante, făcând 80, 100 de hectare, alții 500, alții 1000, alții chiar 2000, pe care vor să le revândă cu prețuri de 2500-3000, cât este prețul astăzi pentru suprafețe din acestea mai mari. Deci, pe chestiunea speculativă, zic eu că am depășit momentul, pentru că au luat cu sume foarte mici aceste terenuri și, fiind acum de 5-6 ori prețul pe care l-a dat, îl pot revinde. Al doilea subiect, faptul că persoanele fizice direct, nu într-o societate comercială, pot cumpăra terenuri, va fi foarte greu din două puncte de vedere. Primul, între timp, mulți fermieri din România au luat în arendă terenurile respective și proprietarii nu sunt încântați să mai vândă aceste terenuri, pentru că a crescut și prețul cerealelor și acel 700-800 de kilograme de grâu pe hectar înseamnă 700-800 de ron,
care înseamnă aproape mai mult decât subvenție. Dar, trecând peste cele două lucruri pe care vi le-am spus, vreau să spun că nu sunt împotrivă și chiar militez pentru ca guvernul, Ministerul Agriculturii în speță, să introducă un mecanism prin care persoanele fizice să nu aibă acces la acest teren pur și simplu pe un singur criteriu, suma de bani pe care o dă pe terenul respectiv. Și cum ar trebui să se întâmple? Și atunci ar trebui simplu să se întâmple în felul următor. Să cel persoana fizică care cumpără teren trebuie să fie agricultor, să lucreze minim 2 hectare la moment, nu știu. Adică se găsesc niște criterii pe care le putem pune de așa natură încât nu pur și simplu okay. să facă dovada că locuiește în România pe o perioadă de minim 8 luni pe an și mai multe condiții din astea. Bun, totuși, spuneți dumneavoastră, momentul acelor care au venit să speculeze cu terenul în România, să zicem, a trecut, au cumpărat pe firme, au așteptat să vândă la 3 prețuri, 4 prețuri. În raport cu prețul pe hectar în Ungaria, în țări vecine, România are totuși prețurile foarte jos. Noi spunem mereu despre România că deține un teren foarte fertil în comparație cu multe soluri din Europa. Vezi, Austria... Da, dar România, spre deosebire de celelalte, România are și un grad de comasare mic. Problema cea mai mare a agriculturii românești astăzi este că nu există carte funciară pentru terenurile agricole și că ele sunt aproape imposibil de comasat la ora asta. Eu vă spun că sunt fermier din 1991. Mi-au trebuit 11 ani, deci din 1991, da? 11 ani mi-au trebuit ca să reușesc să comasez niște terenuri măcar la 20-25 de hectare ca să le poți lucra. Pentru că degeaba cumperi un hectar, unul iar nu-l vinde, peste 3 parcele mai cumperi 3 hectare, peste alte 2 parcele 1 hectar. Efectiv, astea sunt total inutilizabile, numai dacă sunt într-o exploatație agricolă și rămân la fermierul care lucrează întreaga exploatație agricolă. Să presupunem că 2014 e un an în care aceste, să zicem, condiții restrictive nu putem să le impunem. Sunt anti-legislație europeană. Nu și... există, putem. Așa cum au pus și ungurii, așa cum au și nemții. Păi ungurii aveau o clauză... Putem face o chestiune. Dreptul de preemțiune al statului. Statul poate face o societate care să aibă drept de preemțiune și el să cumpere primul terenurile. Deci, păi statul, în general, domnule Rădulescu, vinde. Nu vedeți că statul își dorește să vândă cam tot ce are la dispoziție? Resursele le-am vândut? Credeți că o să se apuce să cumpere terenuri? Păi da, e foarte simplu. Cumpără terenurile, comasează și le vinde la fermierii români într-o lege în care eu am în Parlament și să vedem dacă iese, în care agricultorul garantează cu terenul cumpărat și pe un credit pe 20 de ani, ca să nu fie nicio presiune nici pe fermier, nici pe stat. V-aș ruga să ne spuneți dacă, nu știu, există un program din partea statului român, vreun proiect de lege, pentru că și noastră ați lucrat mult în domeniul acesta legislativ în ceea ce privește agricultura, nu știu, pentru înființarea unei bănci agricole, pentru, nu știu, garantarea din partea statului a unor credite agricole, pentru că atâta vreme... Trecuse de comisie absolut și trebuia votat în plen legea comasării terenurilor agricole, care prevedea două lucruri. Cadastru gratuit de către stat pentru toate persoanele fizice posesori de pământ agricol din România și, doi, garantarea de către fermieri cu pământul cumpărat pe un credit pe 20 de ani. Bun, lucrurile astea nu sunt în vigoare încă, nu? Deci am văzut... Sunt, dar se pot face foarte repede. Dacă își dorește Parlamentul, săptămâna viitoare le avem. Este o lege pusă în adormire, ca să-i spun așa, trecută prin toate furcile caudine ale Parlamentului, trebuie să intre doar la votul final. Dacă mâine președintele Camerei Deputaților dorește să introducă, păi mâine o poate face. Deci e o chestiune foarte scurtă, să zicem așa, dacă corect. Poate fi rezolvată. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Rădulescu, pentru intervenție și vă așteptăm o emisiune plăcută. Cu plăcere și de altă dată. Luăm o pauză promoțională, după aceea revenim împreună cu invitații noștri din platou. Ne-am întors, dragi prieteni, suntem la emisiunea Agricultura la Raport, alături de mine domnul profesor Ilarie Ivan și Aurel Tămaș, nu mai are rost să vi-l
prezint că eu se sunt mai mult decât profesor, sunt singur, conferențiar, domnul Dinu. Eu chiar conferențiar, asta a fost o premoniție a mea, n-am vrut să eu spun că e 1 aprilie și nu mă credea, dar vă paște să știți profesoratul, domnul conferențiar. Vă rog să mă credeți pe cuvânt, nu spunem prostii aici la televizor, da? Profesor sunt și la liceu și la școala generală. Înseamnă că Da, conferențiar este numai la universitate, e regulă. Bun, toată presa internațională, dragi prieteni, atunci când se referă la terenuri, vorbește despre ele ca fiind o investiție mai sigură decât în aur. Noi deocamdată se pare că vindem aur așa pe bandă rulantă, vindem roșia montană, ceva încă mai stă în loc acolo, dar s-ar putea să se pună pe rol și afacerea asta mult așteptată de compania canadiană. Dar vindem nu aurul de din subterană, ci vindem, cum vă spuneam, pământul. Un pământ care e văzut ca un aur al viitorului, ca, nu știu, poate soluția împotriva sărăciei și un element de siguranță națională, până la urmă. Avea pământ, a produce hrană, înseamnă, ok, nu purtăm toți, nu știu, haine de la nu știu ce companie, dar măcar ce pune pe masă avem și aia înseamnă că dăinuiești în istorie. Este o imensă șansă a României, acest teren agricol pe care îl are. Asta le spune studenților mei de la Facultatea de Mecanică, e o secție importantă de inginerie mecanică pentru industria alimentară și agricultură. De ce este atât de important acest teren? În ultima vreme, în ultimii 2000 de ani, s-au pierdut suprafețe imense de teren. Terenuri care au fost grânarele antichității, astăzi sunt deșerturi, Nordul Africii, Orientul Apropiat. Noi, în România, avem, de data mai recentă, deșerturi întinse în lungul Dunării. Sub terenurile fertile se mută din zona temperată înspre zona nordică. Se pierd zilnic, poate că sute de mii de hectare de teren fertil. Cine va avea teren fertil și o rețea hidrografică așa cum are România în viitor apropiat și va produce mâncare și acest viitor apropiat înseamnă 3, 4, 5 ani, va avea o sursă de venituri extraordinar de importantă. Agricultura, industria alimentară sunt importante pentru că, stimați respectatori, de acest lucru v-ați putea da seama numai dacă sărim mâine dimineață peste dejun, dacă rezistați până mâine la amiază, săriți și peste prânz și eventual să săriți și peste, să ajungeți până la mâine seară la, pe vremea deci aceasta. Deci o zi de post aspru, așa, un post aspru și atunci v-ați da seama cât este de important să ai ce mânca. De aceea, cred că trebuie să vină mintea din urma românului și să găsim și lucruri pe care nu le putem spune în emisiunea noastră, totuși suntem oameni publici, dar care trebuie făcute ca acest pământ să nu se vândă la străini. Deci, prima chestiune, nu-l va duce cu geamantoanul afară, dar va duce cu siguranță profit. Și măcar să avem atâta mândrie să ne mai rămână să muncim pentru ai noștri, să nu muncim pentru alții, pentru că în industrie și în restul activităților le-am lămurit oameni buni, din nefericire pentru toți. Aurel, îmi povesteai în pauza promoțională despre hectar de teren vândut așa cu $200 vânturați în fața ochilor. Ai nevoie de bani la buget. Leșină, frate, și zice, dăm banii că îți dau terenul. Dar e nevoie de bani la buget. Bun. Cum în centrul Clujului terenul îi cât îi, o sumă, înțelegi, și să spune, domne, atâta îi terenul și când te duci la notar și vrei să-l vinzi, n-ai voie să-l vinzi mai jos de atât, așa să ducă și în zona asta pământului de agricultură. Pentru că adică să stabilească statul român, să spună, da, fraților, ok, cumpără cu cât dorești tu. Cu cât dorești tu. Da, impozitul la stat îl plătești pentru o sumă pe care, să zicem, o plătește și ungurul în Ungaria, da, că sigur, dacă se vinde la 7.000 de euro, impozitul e aferent la 7.000 de euro. Tu vinzi cu 2.000 de euro și plătește, probabil că prețul la notar la noi, prețul de catalog, uite, asta n-am știut, nu m-am gândit astăzi să mă documentez în sensul ăsta, e mult mai jos. Da, sigur că e mai jos. Păi nu, adică poți să-l... Ia ridicați prețul de catalog acolo la cei care încearcă să facă specul. Specula se face pe terenurile mari, nu pe terenurile mici. Hai să fim serioși. Pe aia care au cumpărat de acum 10, 12, 15 ani de zile, la cu $200 hectarul în Banat și acum îl vând cu 3.000 de euro. Îți dai seama. Înțelegi? Și poate parte dintre ei nici nu l-au lucrat. Aici e treaba, numai acum menou. Poate că legea s-ar putea face de maniera ca să se plătească un impozit pe diferența de la 3.000 de euro până la $200. Da, și atunci dacă se impozitează acesta, măcar știm, măcar știm un lucru. Ce problema? Să, măcar să câștige ceva statul, nu? Sau... Acum,
E foarte curios și pe undeva chiar dureros așa. Eu tot mă duc cu mental așa, tot mă duc și mă gândesc totuși a fost înainte 89. Bine, la mine în Borșa, înainte 89 era EAS, era CAP, era două SMT-uri, cum le ziceau ăștia, SMA-uri. Secție de mașini și... Ascultați-mă și vă spun. Acolo lucrau absolvenții noștri și sper să lucrăm într-o apropiată. Inginerii mecanici agricole. Domnul profesor, eu vă spun, e dureros că discutăm treburi de genul ăsta după 89, după 20 și ceva de ani. Adică e dureros că ți-i dor de ce erau odinioară. Stai un pic, domnule, noi țineam în spate cu alimente o grămadă de țări. Noi ne-am plătit datoriile față de alții cu carne, cu unt, cu produse alimentare așa, și așa mai departe. Și unde am ajuns acum? Mâncăm 78% din import. Și ne punem problema de ce apar atâtea cancere și atâtea probleme în sănătatea consumatorului român. Da, Aurel Tăma, suntem proști manageri, adică nu suntem capabili să ne guvernăm, așa cum spunea regele Carol odinioară, că nu suntem, adică nu ne știm guverna singuri, dar nici nu ne lăsăm guvernați, că doar nu suntem... Are Sava un cânte, și țara noastră au poartă noi ce jenii poartă în poartă. Pe așa să ajungem. Nu se poate. Țara asta a fost bogată. Și acum e bogată țara asta. Dar nu știu, habar n-am. Parcă e blestemul ăsta, nu știu, până la urmă, că nu ne strângem și să încercăm până la urmă să vedem, bă, hai, ce facem? Eu mi-aș dori să întâmple ca în Ungaria cu terenul. Sincer. Haideți să vedem și un punct de vedere al unui parlamentar, membru în Comisia pentru Agricultură, domnul Valeriu Steriu, la telefon. Bună seara! Domnule Steriu, ne auzim? Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Domnule Steriu, v-aș ruga să comentați povestea asta legată de liberalizarea pieței funciare în România din 2014? Da, aș comenta cu drag, pare rău, nu vă aud deloc bine sau de cutreruper. Dacă puteți repeta și sper că sunt eu ascultat. Sper să ne auzim de data aceasta. Vorbim de liberalizarea pieței funciare în România, începând cu anul 2014, da? Da, da. Așa și, nu știu, există așa o îngrijorare în sânul populației legat de acest moment, mai cu seamă că privind și spre Ungaria, care a luat o decizie de a prelungi acel termen, ei chiar după noi, undeva prin mai, după ce au prelungit cu 3 ani, exact, au amânat cu 3 ani vinderea la liber a terenurilor, Polonia de asemenea a luat măsura aceasta. Nou ni se spune dinspre guvern, dinspre politicieni, domnule, așa am negociat tratatul, nu mai avem ce face, nu mai putem da înapoi. Cum ar trebui să ne raportăm la momentul acesta? Da, deci n-aș spune că nimic nu se poate întoarce din punct de vedere al negocierilor. Chiar dacă în momentul în care s-a negociat s-a obținut o perioadă de grație de 7 ani de la momentul aderării, deci 2007-2014, această negociere care nu este în capitolul de negocieri cu agricultura, ci în libera circulație a capitalurilor, a putut fi prelungită în cazul mai multor state, atât Ungaria, cât și 2 state din cele 3 Baltice au reușit să-și mai prelungească cu încă 3 ani vinderea de terenuri agricole către cetățeni nerezidenți. Faptul că s-a putut găsi de către străini formatul prin care au înregistrat o societate comercială românească cu capital majoritar străin, până la urmă este, să spunem, o găselniță, dar rămâne vorba de o persoană juridică română și chiar dacă în spate sunt străini, terenul respectiv este lucrat și e cumva un alt confort pentru că lasă niște taxe și impozite statului român. Și eu sunt, aș spune, de partea majorității fermierilor din România care doresc o prelungire pentru această măsură, atâta vreme cât străinii, și mă refer la vest-europeni în mod special, au în continuare o subvenție cu mult mai mare decât subvenția pe care o au românii. În fermele din Olanda sau din Franța, astăzi întâlnim frecvent 400, chiar 500 de euro pe hectar, în timp ce în România fermierii nu capătă nici măcar 200 de euro pe hectar. Am pe undeva pretenția să fie un tratament egal. Aș avea subvenție egală ca și străinii, atunci în mod real pot și eu să particip la vânzarea unor terenuri și în Europa și în România. Tocmai asta a fost logica în momentul în care s-a obținut respectiva perioadă de tranziție, prin faptul că fermierii români aveau teren ieftin, dar și subvenții mai scăzute. Și în același timp am studiat cum au făcut alte state care au obținut această prelungire și a fost vorba de ultimele 6 luni înainte de expirării prelungirii. Deci, practic, de la iunie încolo se pot demara procedurile pentru a obține o prelungire cu 1 an, 2 sau chiar 3, cum a obținut Ungaria.
Dar totuși, atâta vreme cât România totuși nu-și lucrează pământurile, în mare măsură e pârloagă încă țărișoara asta noastră, de ce ne-am ferit să vindem terenurile străinilor? Tocmai sugerați și dumneavoastră că acei străini care au venit și lucrează terenurile aici aduc niște taxe, până la urmă, în bugetul statului. Ar trebui să avem, nu știu, sentimente patriotice, naționaliste, așa, când vorbim de terenul românesc, să nu-l vindem străinilor? Să știți că străinii care ar veni să cumpere n-ar cumpăra terenul acela care stă nelucrat astăzi. Ar veni să-l cumpere în primul rând pe cel care e fertil și este lucrat astăzi de români. De altfel, dacă ne uităm unde au cumpărat străinii ca persoane juridice, vedem în primul rând în Banat, vedem foarte mult în sudul țării, deci în primul rând suprafețele comasate. Nu vin să cumpere 2 sau 3 hectare de livadă sau terenul bunicii, ei chiar vin țintit acolo unde într-adevăr pot face agricultură performantă. Și vorbind de persoane fizice, ne gândim la străinii care ar veni, să spunem, din Olanda sau din Franța, care în mod real, bun, ar lucra într-adevăr și ar plăti taxe și impozite, dar ar veni cu atât de multă tehnologie încât până la urmă dispare în respectiva locație orice nevoie de forță de muncă. Sigur că dispar condițiile pentru respectivii care sunt actualii proprietari pentru a-și mai asigura într-o formă sau alta traiul zilnic, pentru că majoritatea din agricultură își valorifică astăzi existența. Da, chiar discutam cu un fermier român destul de important, peste 25.000 de hectare. Îmi spunea că lucrează cu, nu știu, vreo 30 de oameni toată aș fi terminat și eu. Domnul Ilarie Ivan dorește să... Vă salut, domnul Ivan, mă bucur să vă aud. Să trăiți, domnul ministru, și îmi exprim doar o speranță, că dumneavoastră, ca și parlamentar, alături de celălalt parlamentar din Cluj, și, mă rog, cu propune de jos, să zic, de la noi, vom găsi soluții pe care le-a găsit și alte țări pentru a întârzia în prima etapă vânzarea terenurilor la străini. Am mare încredere pentru că ne cunoaștem foarte bine și sper că și știu că știți despre ce este vorba. Desigur, îmi cer scuze, se aude fragmentat la mine, dar împărtășim exact aceleași opinii pe acest subiect. De altfel, prelungirea de 7 ani, care a fost foarte bun obținută la momentul negocierii de către domnul ministru Pușca și un clujean, care cunoaște cel mai bine această problemă, e vorba de o decizie politică înainte de orice, right, care să vină în interesul românilor, nu în interesul altora care ar fi, bineînțeles, dornici să cumpere un teren, repet, cel mai bun de obicei este căutat. Bun, dar, domnule Steriu, vreau să mai spuneți un lucru. Credeți că dacă, să zicem, obținem și noi o derogare, la fel ca Ungaria, Polonia, cu 3 ani de zile de prelungire acestei perioade de protecție, lucrurile se vor schimba după 3 ani de zile? Adică între timp vom găsi instrumente prin care românul să cumpere el acele suprafețe de teren și să nu mai vină Hans Van Damme sau cum l-o fi chemând pe fermierul străin în România? Adică dacă nu se întâmplă nimic în ăștia 3 ani de zile, nu înțeleg de ce să ținem piața închisă. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă auzeam recent decizii la nivelul Ministerului Agriculturii pe care m-am bucurat să le aud menționate și pornite, respectiv soluții financiare de credite pentru cumpărarea terenurilor, pentru că fără acest tip de măsură, peste 3 ani vom fi exact în aceeași situație dacă vom obține această derogare. Da. Vă mulțumesc mult, domnule ministru, cu pentru intervenție plăcere. Și vă așteptăm și cu alt prilej. O seară bună. Da, asta e, până la urmă, soluția. Deci dacă acest timp nu se întâmplă absolut nimic în România, că doar suntem în tranziția asta perpetuă, nu? De 23 de ani de zile suntem tot în devenire. Ministrul Agriculturii, l-am auzit personal spunând că se va crea un instrument special al statului român, probabil că actuala agenția a domeniilor statului, care va fi un jucător pe această piață și va arbitra după ce vom intra. Eu sunt convins că vom obține ca și alte state amânarea, având în vedere diferența de subvenții. Adică această chestiune este absolut vizibilă. Adică mi-am dai 150 de euro pe hectar, la franceză îi dai 450 de euro pe hectar și pe mine mă pui să
vin terenul și așa. Sigur că și noi vom putea pune niște condiții. Există, de pregătire, de școală, de experiență, de așa, de domiciliu în această țară și sigur că se vor găsi niște soluții așa și până la urmă și celelalte soluții care nu se pot spune în public, va trebui să fie folosite. Sunt cu înjurături sau cu strigături? Nu sunt cu înjurături, dar sunt acelea care se fac și nu se discută. Acelea pe care când te duci în Franța, când te duci în Italia, ai promovat numai și numai produsul italian, produsul respectivei țări, și tu discute despre ați vinde. Nu spune nimeni, uite, că Aurel Tămaș produce Telemea, de exemplu, da? Produce Aurel. Okay. Ai o fermă aceste de... Aceste lucruri se fac prin instrumentele statului și se pun și nu se discută. Știi câtă Telemea este pe piața europeană care e la noi de aici și cu etichetă de acolo? Crezi, da? E multă? Cu treaba cu carnea asta de cal, cu asta mi se râd. Dar ce crezi? Îmi fac impresia că nu se produce marfă foarte bună la noi, se duce în calupuri, se duce în grou. Și se vinde ca și producție ecologică acolo. Ca și produs ecologic. Da. Sub marcă franceză, germană. Sub marfa lor. Sigur. Deci, în economia de piață și în capitalism, nu câștigă cel mai cinstit, cel mai corect, cel mai bun, cel mai viclean, cel mai șurpă, adică cel mai puternic, cu sapa, cel mai nu? Nu, ăla niciodată. Eu aș... Îl auzeam pe domnul Steriu. Este un tip să știți, da. Știu foarte bine. Altundeva este un pericol. Și de ce să nu-l spunem? Nu cumva să credeți că vin... Și din Olanda, și din Olanda. Din Olanda care au vrut să vină în agricultură în România, au venit. Ba, nu, mai acum, foarte mulți. Sunt. Iau terenurile erodate, prăpădite. Da, dar să știți, eu am auzit în piața asta terenul. Să vină mulți din Podbișul Golan, de la Arabia, de acolo vin. Aici e problema. Bani foarte mulți. Vorba. De ce treaba? Și atunci, imaginați-vă pe 1.000, 2.000, 3.000 de hectare, așa ce antrenamente s-ar putea face în culturile agricole. Adică, până la urmă, nu ne temem doar de europeni, ne temem de țările arabe, ne temem de așa cum spunea unul dintre invitați, vin chinezii, vin toată planeta dorește teren, evident că dorește, pentru că... Domnul profesor spune aici, eu nu știu dacă la nivel european mai sunt țări care totuși au avut atâția ani pământul liniștit, cum se zice la noi, odinit. Nu știu dacă este țară în Europa care să fie având pământul așa odinit cum e pământul la noi. Mă rog, nechimizat, cum nechimizat. Ei, cine are terenul ăsta peste 5-10 ani va fi om bogat, cu siguranță. Sper să fie români. Asta, așa, ca să țină minte. Sper să fie români aceia care vor deține terenul peste 5 ani și întotdeauna. Spuneți-mi totuși, ca oamenii să înțeleagă, că sigur ei își imaginează că vorbim de marile exploatații, de 100, 200, 1000 de hectare, 5000 de hectare, vă referiți la ăia sau... Cât teren să aibă un om încât să, ceea ce spuneți dumneavoastră, să se confirme? Cine face, nu știu, hrană peste 5 ani, peste 10 ani, va trăi bine. Este vorba de ferme de gospodării de 30, 40, 50 de hectare care vor trăi ca în sânul lui Abraham. Deci, repet, populația planetei este în continuă creștere. Crește. 1. 2. Crește și necesarul, normal, imediat. Dar al doilea lucru foarte important este că se pierde din fertilitatea solului. Olandezii de aia vrea să vină la noi, pentru că și l-au distrus pe lor. Monocultură, chimicare, știți câte îngrășăminte dau la hectar? Minimal 1000 kg substanță activă, o tonă la hectar. Da. Vă dați seama cum poate fi pământul ăla care anul și tona, cum este apa freatică, cum este. Apoi, noi avem sistemul acesta hidrografic extraordinar, domnul Dinu Criste, în care s-ar putea să facem și niște irigații extraordinare. Sigur că aceste irigații au fost pornite cândva până în 2004, mi-aduc aminte de Steriu cu drag, când după seceta din 2003, în 2004 a venit proiectul de instalație de irigație din zona, ziceți, Siret-Bărăgan. Sigur că, da, Dumnezeu, că în 2004 a plouat la timp, a fost și an electoral, așa, s-au pornit lucrările, a făcut primii kilometri, așa, de atunci până astăzi nimeni n-a mai pus acolo o lopată de beton sau nimic în plus. Acel sistem de irigație ar putea asigura irigarea vreo 2 milioane de hectare. 2 milioane de hectare cu 7-8 tone la hectar ar fi 15 milioane de tone. Domnul Dinu Criste, vreau să vă spun cu prietenie, că întâmplător știu, producția agricolă de cereale, producția de cereale pe anul 2012 a țărișoarei noastre a fost de vreo 12 milioane de hectare.
Deci noi le puteam face pe acestea aia. Pe 2 milioane de hectare irigate, dacă cei care au venit după 2004 în coace se duceau și făceau într-un an, doi, era vorba de 1 miliard de euro investiție. Pe lângă aceste investiții, o parte să le facem cu bani europeni și o parte, sigur, cu bani de la contribuția internă, pentru că numai așa, spunea domnul Hera, vicepreședintele Academiei Agricole Române, numai așa putem să asigurăm acel concept quasi general de care nu vorbește astăzi. Oamenii serioși știu despre ce este vorba, de acea securitate alimentară națională. Deci aceia nu sunt vorbe goale, sunt lucruri care se fac sau nu se fac. Ori, intelectualii de astăzi iau tot așa, domne, economie de piață, suntem în UE, dacă eu vorbesc ceva împotrivă la aceia, suntem anti-european. Nu sunt anti-european, sunt român în primul rând. Așa e bine, să și încheiem. Aurel, vă cai după ce bea apă deocamdată, nu? Nu, niște lapte nu era rău. Da. Nu, dar slavă Domnului, deocamdată România e în situația în care mai are după ce bea apă, însă ca să aibă după ce bea apă Dinu, și copiii și nepoții. Vorbeam de profesor aici de ceea ce li s-a întâmplat la alții cu pământul, vorbesc de Olanda și mai departe. Uită-te pe raft sau ce mâncăm, ca să vă spunem direct. Uită-te numai câte legume și fructe se aduc de afară. Mă uit la tineri ăștia ce mâncă o salată. Eu pe mulți îi întreb, dar tu îți dai seama ce faci? Îți dai seama ce introduci în organismul tău. Asta e problema. Mâncă salată. Ce se pune în iesle, nu? Cu noi chimic. Că suntem o națiune furajată, din păcate. Dacă nu ne furajăm singuri, ne furajează alții. Și avem aici un mare institut oncologic în Cluj. Doamne, vreți să te duci pe acolo să vezi ce se întâmplă și eu zic că în 80% din cazuri din alimentație. Deci da. treaba e foarte gravă. Deci nu... Să o luăm în serios în cazul ăsta. Mulțumesc tare mult pentru bunăvoință. Dragi prieteni, cam atât pentru astăzi. Ne revedem mâine cu o nouă poveste. Până atunci, cele bune. Doamne ajută!